Biblie că noi să ne comportăm în această viață pentru a nu mântui sufletul. Și ne spune foarte clar. E simplu. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Este un lucru greu. Pentru noi, cei care căutăm mai întâi voia noastră și Împărăția Pământească, este greu să mai găsim pe Dumnezeu și nici Împărăția aceasta nu o stăpânim și nici pe Dumnezeu nu o câștigăm. Adică pierdem și una și alta. Dar în momentul în care noi l-am căutat pe Hristos, pe Dumnezeu, în momentul în care noi ne-am străduit să-L dobândim pe Hristos în inima noastră și pacea dumnezeiască în sufletul nostru, atunci, cu adevărat, am dobândit toată lumea. Nu neapărat pe că am primit și am face rost și am fi bogați în bani, să zic așa, sau am avea avere. Ci am ști să ne raportăm față de ea, am ști să ne mulțumim cu cât avem, am avea pace și nu am căutat, să zic așa, nu am căutat desfătările pământești. Am avea asupra noastră harul Dumnezeu care umple toate nevoile noastre pământești. Și ca exemplu, așa un exemplu un pic mai deosebit, sunt Sfinții din pustie, care neavând nimic pământesc, aveau totul. Și aveau pe Dumnezeu și se duceau cetăți întregi la ei și cereau tămăduire de boli, cereau ajutor în necazurile lor. Deci el era cel care, rugându-se lui Dumnezeu, căuta Împărăția lui Dumnezeu și se adăuga lui toate cele pământești. Așa? Iar ceilalți din cetăți care aveau averi, veneau la el să ceară lui ajutor. Și în problemele lor materiale. Ei, acum să știți că au fost foarte mulți sfinți și în lume. Adică nu este nevoie să plecați în pustie și să vă rugați acolo. Trebuie să vă rugați în casele dumneavoastră. V-ați luat o cruce. Aveți de dus, aveți de crescut copii, aveți de împlinit anumite responsabilități și în viața aceasta, aici în lume. Dar trebuie, iubiți credincioși, să vă deschideți inima la Bun Dumnezeu și semn că încercați să faceți lucrul acesta este că sunteți în această mănăstire. Sunteți la slujbă ziua de astăzi. Da? E un semn că doriți să faceți lucrul ăsta și ați început. Dar trebuie să ne străduim mai mult. Pentru că este puțin ceea ce facem. Este foarte puțin să mergem doar, să zic așa, duminica la biserică și să stăm la slujbă. Ar trebui un pic să încercăm să ne schimbăm și viața noastră de zi cu zi. Și ca exemplu, vă văd așa foarte frumos îmbrăcați. Și îmbrăcate, Doamne, cu bate pus pe cap, îmbrăcate creștinește. Este foarte frumos. Aveți un chip duhovnicesc, aveți un chip de femeie. Așa cum sunt Sfintele pe icoane, acoperit, îmbrăcate cuvincios. Dar câți dintre noi purtăm, ne comportăm astfel și în lume? Câți dintre noi? Pentru că este foarte important ca ceea ce sminteala pe care o aducem noi în lume, să știți că sminteala pe care o aducem în lume are, să zic așa, legătură cu viața duhovnicească a oamenilor care trăiesc alături de noi în societate. Adică, dacă noi ne-am comportat tot timpul, să zic așa, ne-am rugat la Dumnezeu și am ține cont de poruncile creștinești și de poruncile din Evanghelie și ale Sfinților Părinți și canoane și legate de îmbrăcăminte, care este un lucru nu este cel mai important, dar cum zice Mântuitorul, pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați. Adică trebuie să le facem pe toate. Trebuie să le facem și pe acestea să ținem cont de ele. Mă scuzați. Deci, trebuie, iubiți credincioși, să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Și nu este greu să facem lucrul acesta. Trebuie doar să conștientizăm și să ne dăm seama că este cu adevărat important lucrul acesta. Și să începem să ne spovedim, să avem duhovnic, să începem să citim cărți duhovnicești, vieți de sfinți, să citim Sfânta Scriptură, măcar, cum spuneau părinții, două capitole pe zi, dacă citim, e vorba de 5 minute. În 5 minute am citit două capitole din Evanghelie. Și avem, să zic așa, la ce ne gândi toată ziua. Avem la ce cugeta.
Să ne hrănim duhovnicește. Să înlocuim gândurile noastre cele rele, gândurile care ne sunt gândurile care ne, cum să spun eu, că nu, să știți că nu tot ceea ce gândim noi este de folos la, sau ne ajută pe noi să sunt pentru viața noastră, pentru organizare sau pentru, să zic așa, ne ajută pe noi. Ce sunt o mare parte din gânduri și cele mai multe sunt gânduri deșarte. Adică sunt gânduri la tot felul de prostii, vine diavolul și ne ispitește prin gând, fiecare avem poate câte o, sau mulți dintre noi câte o obsesie, își dorește ceva sau vrea un lucru sau, știu eu, e supărat pe cineva și îl supără gândul respectiv sau fiecare patimile pe care le are, îl supără prin gând. Deci diavolul lucrează prin gânduri și noi, în primul rând, primim păcatul sau patima la nivel de gând și după aceea o punem în practică. Facem cu fapt. Deci ceea ce vă spuneam acum este că ar trebui să ne gândim la Dumnezeu mai mult pentru a înlocui aceste gânduri bătimașe și păcătoase care ne îndeamnă până la păcat, pentru a ne înlocui cu Harul Dumnezeu, cu chemarea Harul Dumnezeu în viața noastră. Nu înseamnă să ne gândim numai la Dumnezeu sau să ne rugăm tot timpul. Că nici eu nu mă rog tot timpul. Aș vrea eu, dar nu pot să mă rog tot timpul. Trebuie să alerg și eu după un altă, după cele ce sunt necesare la construirea mănăstirii, la, și la celelalte probleme care sunt, că sunt foarte multe. Uitați, acum, în două săptămâni, avem cramul mănăstirii. Cu ocazia asta, că am făcut această paranteză, vă invit la hram în primul rând, adică pe 14 seara, când va veni în altul la Sfințitul, vom ieși cu epitaful Adormirii Macedomului în jurul bisericii, vom cânta apropodul Adormirii Macedomului. Și așa mai departe. Și vă invit și la organizarea hramului, dintre cei care doriți să participați cu, știu eu, câte ceva acolo, fiecare cât poate și ce dorește, și după inima fiecare. Așa. Deci, ce vreau să vă spun, că trebuie să fim foarte atenți la gândurile noastre. În primul rând, pentru că prin gând intră păcatul în om și intră patima, și diavolul ne stăpânește tot prin gânduri, și prin simțuri și prin simțăminte păcătoase. Și, în al doilea rând, că tot prin gând ne putem sfinți. Deci, tot prin gând, Harul Dumnezeu coboară asupra noastră. Deci, trebuie să fim foarte atenți la ce gândim și la ce vorbim. Și, de multe ori, ne dăm seama. Să știți, de ce spune Mântuitorul că veți da seama pentru fiecare cuvânt deșert? Tocmai pentru acest lucru. Pentru că noi, marea majoritate a timpului, o petrecem prin cuvinte și prin mintea noastră e ocupată de lucruri deșarte care absolut nu sunt nici pentru organizarea familiei, nu sunt nici pentru, știu eu, trebuințele care sunt de zi cu zi acolo în familia dumneavoastră, ci sunt lucruri împrăștiate și lucruri rele. Deci fiți atenți la timp, să vă rugați mai mult, de aceea zic că putem, dacă vreți, putem să ne facem timp pentru a citi o carte o viață de Sfânt, pentru a citi o carte sfântă din Sfânta Scriptură, sau pentru a ne ruga, pentru a ne face pravila care ne-a dat-o duhovnicul nostru. Pentru că trebuie să avem și pravile. Deci, pentru că ce se întâmplă? Legătura și vorbirea noastră cu Dumnezeu este rugăciunea. Și Sfinții de ce sporeau pe treptele duhovnicești? Pentru că se rugau mult și se rugau cu mintea adunată. Nu cu mintea împrăștiată, dacă trebuie de lucru. Se dunau cu concentrare, dacă vreți să spun așa. Și timp îndelungat, și din tot sufletul, și cu credință, și atunci, și cu inima smerită, cu pocăință în suflet, și atunci, cu adevărat, rugăciunea lor era ascultată. De ce rugăciunea noastră nu este ascultată? Se oprește la tavanul casei. Pentru că ne rugăm numai cu buzele, împrăștiat, fără simțire inimii. Ne gândim la cutare că ne-a făcut nu știu ce, dar știi că trebuie să-ți faci rugăciune și zici tatăl nostru, gândindu-te la el că poate trebuia să nu te operească, poate că dacă l-ai prinde ce face, poate că o să ajungă el să aibă nevoie de tine, sau așa mai departe. Adică, vă dați seama că lucrurile astea, rugăciunea asta nu este primită de Dumnezeu, nu ajunge la Dumnezeu, nu e mai inima lui Dumnezeu ca să ne ajute în problemele noastre. Este slavă, este moarte, este, cum să spun eu, este ceva superficial. Sfântul Serafim de Sarov spune, dobândiți pacea, dobândiți Harul Dumnezeiesc, Harul Duhului Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Asta ar fi scopul creștinilor la nou. Ce zice Sfânta Scriptură în altă parte? Spune așa,
comportați-vă sau comportați-vă în așa fel încât ceilalți oameni, se referă la cei de alte credințe, dar și noi creștinii, văzând dragostea ta față de Dumnezeu, față de oameni, bunele tale purtări, credința ta, dragostea, înțelepciunea, smerenia, blândețea, să slăvească pe Dumnezeul tău cel din cer. Să zică, uite, domnule, creștină adevărată. Uite, se duce și la biserică, nu este dintre cei... Pentru că lumea judecă, noi judecăm, suntem foarte porniți pe lucrul ăsta. Adică, noi venim la slujbă și după aceea smintim pe aproapele nostru. Ba vorbim ceva necugetat, ba nu-i ajutăm, ba nu avem dragoste și deschidere față de persoane respective. Și atunci ei zic, uite, la biserică se duce, dar dragoste nu are. Ce folos? Mai bine în modul la biserică și îi ajut pe cei pe care pot să-i ajut. Deci, practic, iubiți credincioși, deci noi ne smintim unii pe alții. Noi judecăm pe celălalt de lângă noi, ei ne judecă pe noi. Înțelegeți? Mai judecăm și preoții, că într-adevăr suntem și noi păcătoși, în loc să ne rugăm pentru ei, în loc să ne rugăm și pentru noi și pentru aproapele nostru. Și în felul acesta ne tragem unul pe altul în jos, în groapă, în fundul iadului. Era un Sfânt Părinte și îl întreabă ucenicul, Părinte, de ce noi, acum, în mănăstire, nu mai facem minuni? Cum făceau Sfinții noștri de dinioară. Că era un frate și l-a trimis duhovnicului, du-te și la putare mănăstire și să nu rămâi până seara. Să nu rămâi peste noapte. Să te întorci. Și a pornit o furtună. Au crescut apele. Dar ucenicul ăla hotărât, cu credință mare, eu mă întorc la mănăstire că așa mi-a scutare. Și s-a întors, iubiți credincioși, când a ajuns la râu, l-au luat crocodile pe spinare și l-au trecut râul. Și a ajuns la mănăstire până noapte. Deci n-a anuntat la cealaltă. Și așa mai departe. Alți Sfinți sunt foarte multe pilde și minuni, dar minuni adevărate, deci acestea sunt povestiri adevărate despre Sfinți. De fapt, ce sunt Sfinții? Când noi zicem, da, dar El era Sfânt, iar noi suntem păcătoși. Păi, n-au fost și ei oameni. N-au avut și ei toate hardele drăcești peste ei. Nu s-au luptat și ei cu gândurile. S-au născut Sfinți. Au avut și ei, au fost oameni, ca și noi. La fel ca și noi. În trup. Pe scara cu trup și suflet, cu carne și sânge, adică supuși păcatului. Dar au luptat, au fost atenți la gândurile lor și și-au albinuit pe vrăjmaș. Da. Vă îndemn și pe dumneavoastră să luați aminte la gândurile dumneavoastră, la viața dumneavoastră de zi cu zi, la cum vă petreceți timpul. Era un părinte și la fiecare stătea închiliat. Era un călugăr în pustie. Și stătea și lua aminte la gândurile care vin, zice acolo. Foarte frumos. În baterie. Și dacă îi venea un gând rău, arunca o piatră în coșul respectiv. În coșul din dreapta. Dacă îi venea un gând bun, arunca în coșul acela. Și în timp el se ruga la Dumnezeu și își împletea coșul. Adică coșul acela din muiele. Era o ascultare obișnuită în pustie. Împleteau coșul sau funii sau ceva ușor care să nu le distragă atenția prea mult. Așa. Și prin asta el își cerceta conștiința permanent. Cerceta gândurile care vin asupra lui. Și a ajuns până la urmă de săvârșit. Că a luptat, a fost hotărât să se unească cu Hristos, să se mântuiască și atunci a luptat cu ispitele acestea de gând. Și le-a biruit până la urmă. Adică a văzut că rugăciunea a înlocuit toate gândurile din mintea lui și gândurile bune au luat loc celor rele. Deci la asta să fim și noi foarte atenți. Cine face lucrul ăsta, poate ajunge Sfânt. Sfinții Părinți zic că putem ajunge Sfinți într-o singură zi. Numai să și păstrăm această hotărâre de a rămâne desăvârșiți. Adică să nu mai cădem în păcat, să nu mai acceptăm cu gândul nostru păcatul și așa mai departe. Și în felul acesta ajungem Sfinți. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Invitația la care v-am făcut-o, o mai fac încă o dată, vă aștept cu drag. Acum am să vă invit și la masă. Deci s-au pregătit. Astăzi începe postul. Postul Adormirii Maicii Domnului. Deci începând de astăzi până pe 15 august. Așa?
am să vă servesc cu, adică veți fi serviți cu ceva, cu mâncare de post, începând să începeți postul așa, cu la noi la mănăstire, mâncare de post. Vă invit pe toți să nu lipsească nimeni, pentru că este mâncare pentru toată lumea și găsim și locuri, sunt și locuri și să nu ne lăsați, pentru că este o invitație făcută din dragoste. Și dacă nu o primiți, o să mă întristez. De obicei, la fel zic și rămân jumătate, sau mai puțin, sau... Dar rămâneți cu toți. Rămâneți să ne bucurăm, la Agapă Puția, dacă ne urau cu cei înainte la Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți sănătoși, să vă bucuriți, să vă rugați și pentru noi, și pentru dumneavoastră, dar trebuie să ne rugăm mult, din credincioși. Trebuie să ne rugăm mult. Și încă ceva. Pentru că am spus că nu ne putem ruga neîncetat, acum vreau să mărturisesc totuși că am putea să ne rugăm neîncetat, pentru că există o rugăciune, rugăciunea inimii sau rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu iubește-mă nepăcătosul, pe care Sfinții o ziceau neîncetat, pe care noi călugării am făgăduit la călugărie, să o rostim neîncetat. Și ar trebui să și împlinim. Eu, sincer, recunosc că nu reușesc să împlinesc lucrul ăsta, dar ar trebui să ne fie, să fie gândul nostru la această rugăciune. Și vă spun că au fost oameni care au reușit, adică au fost atenți la gândurile lor și au rostit rugăciunea neîncetat, străduindu-se să fie atenți la rugăciune și au ajuns să o rostească neîncetat. Adică este iarăși un proces de, să zic așa, sfințire a minții noastre și a trupului, în care rugăciunea minții, rugăciunea când devine rugăciunea minții, coboară în inimă. Adică coboară într-un mod pe care nu vă poate spune acum, așa, chiar fizic, într-un mod fizic, coboară rugăciunea din minte, coboară în inimă și se rostește neîncetat. Indiferent ce faci, că dori, că mănânci, că orice faci, rugăciunea în inimă se rostește neîncetat. Asta este, să zic așa, o treaptă la care foarte puțin ajung, dar să știți că astăzi în lume sunt oameni care lucrează această rugăciune și care săvârșesc rugăciunea neîncetat. Deci există astfel de oameni. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum vă rog să cântați împreună cu noi apărătoare Doamne ca să coborâm icoana.